Bunătatea, dragii mei! Această emisiune, să știți că are o mare valoare sentimentală pentru mine, deoarece după un număr mare de ani, dar nu vreau să spun ce număr de ani, așa că nu spunem, da? Nu, dar se vede. Dar se vede? Ei, eu cred că nu se vede foarte tare. După un număr de ani, așa nu foarte mare, am revăzut o prietenă din copilărie. Nu orice prietenă din copilărie, ci pe doamna Nana Pacea Dumitrescu. Mă scuzați, stimată doamnă Pacea, că am pomenit-o întâi pe ea. Politicos era întâi pe dumneavoastră să vă pomenesc. N-are importanță, e fica mea și pe doamna Lucreția Pacea, soția, deci fica și soția, sau mai bine zis soția și fica marelui pictor care a fost, și nu numai pictor, marelui artist care a fost Ion Pacea. Vedeți, stimată doamnă Lucreția Pacea, am ajuns exact o zi înainte ca dumneavoastră să faceți o pomenire pentru maestru. Deci nimic nu este întâmplător pe lume. Mâine, deci, stimată respectator, emisiunea am filmat-o în ziua de 8 august și mâine, 9 august, doamna, împreună cu familia, o să pomenească, o să fac o slujbă de pomenire, probabil, pentru maestru. Da. Ion Pacea, vă povesteam că în urmă cu câțiva ani, un an înainte de a muri Ion Pacea, am realizat un interviu cu un alt pictor și am dorit foarte mult să aflu numărul de telefon ca să fac, să realizez un interviu și cu maestru Ion Pacea, pe care l-am cunoscut și noi, generația noastră, putem să spunem chiar că l-am adorat. Era una dintre marile valori ale țării românești. Sigur că a rămas, că valorile rămân. Dar, uite, unii dintre noi am avut bucuria să fim și în preajma acestor oameni. Din ce în ce mai puțin, din păcate, la noi, nu? Simțiți lucrul ăsta? Se duc. Începe generația noastră să... Se ducă. Câte unul, câte unul, sau o generație înainte de a noastră, o generație puțin mai mică ca noastră. În sfârșit, rândurile se răresc. Rămâne generația... Care și poate și alta mai mare ca voastră, care o să vină. Urmează. O să vină. Țin minte, Nana, petrecerea de la ziua mea, de la 18, majoratul, acum așa se cheamă, majorate, da? Dar noi nu te-am invitat la majorate, am invitat la ziua mea de naștere, făceam 18 ani, acolo pe Ana Ipătescu, și dacă reții, atunci chiar că era așa o mică adunare de maestri, venise Silviu Purcărete, care iată este un nume mare în lume ca regizor, venise Silvia Marcovici, care iarăși este un nume mare ca violonistă și violonistă importantă. Cine mai era atunci? Puc Bârna, băiatul scriitorului, poetului Laicu Bârna, și alți colegi de-ai noștri de la liceul George Enescu, parcă ieri a fost. Vreau să vă spun, stimați telespectatori, că ani de zile m-am gândit la Nana și nu știam cum să dau de ea. Și mă gândeam că e plecată din țară, că nu mai este aici, în România, că foarte mare parte dintre colegii noștri știi că au plecat. Da, foarte mulți au plecat. Foarte mulți au plecat. Foarte mulți. Și într-o seară am văzut la emisiunea Ruxandrei Săraru Nana Pacea și Lucreția Pacea. Și atunci așa mi-a bătut inima. Și îmi spunea să dau telefon la 931. De ce n-am avut doamna Pacea inspirația asta acum 4 ani? Da, era foarte simplu, dar așa a fost să fie. Nimica. Așa a fost să fie. Dar vedeți că lucrurile care eu mereu am spus, ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă până la urmă. Dacă Dumnezeu a vrut ca să ne revedem, chiar și după atâția ani, uite că ne-am revăzut. S-a putut. Și pentru mine, să știți că această întâlnire, repet, a fost sau este cu foarte mari emoții, pentru că mi-aduce aminte de tinerețe, de copilărie, de oamenii cu care am, pentru care am crescut, pentru care am îmbătrânit. Asta este viața. Nana sau doamna Pacea, haideți cu dumneavoastră să încep, nu neapărat din politețe, dar pentru că dumneavoastră aveți multe să ne spuneți în legătură cu maestru Ion Pacea. De fapt, această emisiune este un fel de emisiune Remember
Ion Pacea? Când l-ați cunoscut, doamnă? Eram în primul an de studenție. Și doamna tot arte plastice, este o, da. O actriță, o artistă cunoscută în lume. Știu că ați avut multe expoziții. Da. Vorba. Da, sunt, da. În sfârșit, a fost din generația noastră, sigur că da, am fost generația care au fost multe valori, care, așa cum se perpetuează generațiile. Pe soțul meu l-am cunoscut chiar când am intrat în anul întâi, l-am cunoscut. A fost 3 ani de, cum se spune... De făcut curte. Da, absolut, că era vorba aceea de dragoste foarte mare. L-ați îndrăgostit imediat? Cum l-ați văzut? Ați fost colegi de ani? El era un an mai mare, dar după aceea a fost... Sunt la ateliere, ne lucram împreună. De unde sunteți, doamnă? Amândoi erați bucureșteni sau v-ați întâlnit aici în București când ați făcut studiile? Nu. Eu am venit în țară la vârsta de 6 ani din Italia. Au venit părinții mei, după mama. Și, dar tata nu, tata este român. A român ca și soțul meu. A român, ați spus? A român. Da. Deci macedonean. De macedonean. Macedonean, da. 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 Și aici nu ne-am cunoscut, s-au dislocat din Cadrilater când s-a cedat. Și anume de unde din Cadrilater? Era chiar la Bazarzic. La Bazarzic. V-am pus această întrebare pentru că și tatăl meu a fost profesor stagiar în Cadrilater, la Silistra. La Silistra. Se numea, nu știu cum, era împărțită în două zone. Silistra și partea mării era... Bazarzicu, Balcicu, nu? Da, da. Da, da. Și maestru Pacea tot din zona aceea era, părinții tot acolo erau. Ei veniseră din Macedonia, se colonizaseră în Cadrilater, cum așa, se colonizaseră da. Toți macedonenii. Și și-a făcut gimnaziul, primarele și gimnaziul acolo și în 40, când a fost cedată, a venit în București și a terminat... A continuat studiile aici. Și după aceea, întâmplător, pentru că mai mergea, venea la Balcic sau nu știu ce, vara a văzut diversi pictori lucrând, că era, Balcicul era patria pictorilor, și a fost atras mai ales de un maestru, care a fost și profesor, primului profesor, Dărăscu, care făcea, punea culorile, așa își pregătea pentru lucrări diverse, când se întorcea un peisaj, dar punctate cu culori foarte vii. Și de fapt a rămas cu culorile astea, de fapt mai târziu, cum să spun, pictura lui a devenit foarte colorată. După unii, puțin prea colorată. Și... Adică i-a rămas în memorie aceste culori. Știți, spuneați că la Balcic sau în toată Cadrilaterul erau mulți pictori. Și eu am acasă un tablou pe care chiar îl țin pe perete, că nu țin orice tablou pe perete, un tablou foarte interesant, foarte frumos, de la Balcic, adus de pe taică, nu acum... Da, erau foarte, foarte mulți pictori, era așa... Și toți pictori de renume, am înțeles. Sau toți, da, unii dintre ei. Majoritatea au rămas. Tonița venea și lucra foarte mult la Balcic. Catargii, Lucian Grigorescu, Dărăscu, Steriadi. Dacă stai să-i numești... Ați fost de curând în zonă? Am fost în 64... Am fost cu soțul meu, am fost într-o călătorie în Bulgaria, fiind invitați de Uniunea Artiștilor Plastici de acolo și am vrut neapărat să vedem Balcicu. În perioada aceea era pur și simplu lăsat în paragină. Am aflat că acum
se ocupă foarte mult bulgarii de această localitate, Tepalcic. Se pare că inima reginei Maria este era acolo, palatul, era palatul regal, că regina Maria venea de... Că și eu am fost în Balcica în copilărie. Nu mai fost Nina, că se... Și atunci era regina Maria care venea foarte des și locuia la palatul ei. Cum să spun, pentru ea Balcicul a fost ca și dorit ca inima ei să fie îngropată acolo. Și a fost, a fost reluată pentru că a fost ocupată, că regina Maria a murit în 38, deci mai era Balcicul al nostru, și după asta a fost readusă la Balcic. Și acum este inima ei acolo. Tu ai fost, Nana, acolo? Niciodată. N-ai fost? Nu. Dar îmi doresc să merg. Da, trebuie odată, facem o excursie amândouă. Se poate ajunge ușor, dar nu. Da, se merge după Vama Veche, tot capul Caleacra și pe urmă se ajunge la Balcic. Unde am auzit că e super niciuna folie. Nu știu cum arată, că a fost de curând o bună prietenă și mi-a spus, mi-a povestit cum este. Multe lucruri s-au schimbat, nu mai este Balcicul de altă dată. Dar a rămas poezia, adică eu aș vrea să-l văd pentru că l-am cunoscut, adică știu Balcicul dinainte de război, dinainte de a se ceda, dar care rămăsese atunci puțin în paragină, dar mai erau casele vechi, se vorbea în românește. Nu zic că se vorbea mult românește. Se vorbea, adică era o generație care rămăsese de bulgari care vorbeau românește. Și așa ne-am și descurcat când am fost noi. Ei, restul, după aceea, el s-a urmat, s-a înscris la Belle Arte. Unde l-ați înscris și dumneavoastră? Da, era o secție privată care, tot ca acum ar fi, acum facultățile private, da. Și eu m-am înscris acolo. Și soțul meu a făcut deja la Belle Arte și pe urmă s-a înscris și la acolo, că erau profesori foarte buni. Era începând cu Resu, care l-aveam pentru desen, cu Ciucurencu l-am avut profesor. L-ați avut profesor? Da, Ciucurencu. Se mergea peste tot. A fost profesorul până am terminat cu Ciucurencu. Și acolo, cum să spun, a fost, acolo se făcea atunci numai 3 ani. Nu ca dincolo, care se făceau 4. Dar 3 ani, absolvire de 3 ani. Și asta am terminat-o în 49 și chiar în 49 ne-am căsătorit. Și v-a stabilit în București. Bă, eram în București, și familia lui era în București. Spuneți-mi, doamna Pacea, cum te a reușit maestru Ion Pacea să se lanseze așa de repede, pentru că a căpătat un nume încă de foarte, foarte, foarte tânăr dintre... pictorii de talent în țară. A fost o generație cu pictori foarte buni. Cine adică era Bițan, care era foarte bun, au fost mulți. Mulți, dar dintre toți, cel mai pomenit nume era totuși al lui Ion Pacea. A plăcut cel mai mult. Cel mai mult. Publicului, de fapt. Adică, de fapt, pentru că el foarte mult, adică a fost cumpărat și chestii de public. Foarte mult. În afară de ce cumpăra. Da. Și așa că, adică și în fiecare an căpăta prin expozițiile care făcea, prin felul de a fi. Era un bărbat superb, era un era foarte semnit. Frumos, era foarte și frumos. Și tu, Nana, și fratele tău semăna, dar și cu mama semeni. Da. Și cu mama. E foarte interesant, dacă a luat de la amândoi ce a fost mai frumos. Cum să vă spun, când
odată m-am întâlnit cu cineva și am spus, dumneavoastră trebuie să fiți doamna Pacea. Da, dar de unde știți? Semănați cu soțul dumneavoastră. O chestie, un străin care... Mama, nu. Niște oameni stau mulți ani împreună. Dumne, da, adică sunt niște lucruri care se transmit. Semene. Păi da, se transmit. Încep să semene. Fii, adică nu un, cum să spun, fizic, dar... Nu, ceva da, care apare. Din gestul, da, probabil. Da, totul. Aliură, tot. Tot. Sigur că da. 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 Vezi, când sunt două persoane, o doamnă și o femeie și un bărbat căsătoriți, pe care îi vezi mult mereu, da, aproape că nu ți-i poți imagina unul fără altul, nu? Da. Da. Și am avut, da, da, am avut 50 de ani de căsătorie și... Sunt 4 ani de când a murit. Da. Trecut foarte repede, foarte repede, pentru că eu știu când a murit și... Am fost foarte nefericită, că îmi doream foarte mult să realizez cu domnia sa, așa trebuie să-i spun, un interviu. Uite că nu s-a putut, dar uite că putem vorbi acum despre el. Vreau să vă spun că, vedeți, Nana este una dintre colegele mele de școală la care m-am gândit foarte mult în perioada asta, cât n-am văzut-o și nu știam de unde să o găsesc. Și asta pentru că doamna Pacea, dumneavoastră, vă spun acum, ea s-a remarcat în liceu ca o fetiță foarte delicată, foarte educată, foarte frumoasă, foarte frumos îmbrăcată pentru timpurile alea când nu se... De ce râdeți? Aici are meritul dumneavoastră, da? Chiar se chinuia mama. Se chinuia Nadia, dar Nadia este stimatele pe care toată ziua Nadia, i-am spus, o prietenă foarte bună de-a ei. Colegă. Nedespățite erați, dragă. Ea era micuță așa și cu părul scurt. Și tu aveai părul scurt, e adevărat, da, da. Dar ea l-avea și mai scurt, da. Și tot foarte drăguță. Și, dar spune, vorbeam despre hainele tale. Știu că și la ziua mea atunci ai venit cu o rochie verde. Țin minte, perfect. Foarte frumoasă, mi-ai spus că e din difină era, sau ceva, un material. Era prima fată în București care purta minijup. Și așa am rămas. Și așa ai rămas, Și în perioada când se purta lung, tu purtai tot minijup? Da. Tot timpul ai purtat minijup? Nu, a fost. Aveam 16 ani și pe vremea aia la Paris începuse moda minijupului. I-am povestit, doamne. Da, să le povestească ea telespectatorilor și spune cu minijupul. Și aici nu se purta, iar mama când a venit de la Paris și m-a văzut pe gării, cu o rochie ingrată ca dimensiune, care se purta, a fost foarte șocată și mi-a scos din valiză ultimele noutăți. Și atunci, care erau minijupuri. Minijupuri și cizme de ciorap de plasă. Da, s-a purtat în prin s-a purtat. Da, s-a purtat. Și ceva, dar și, da, și tu purtai ciorap de plasă, de-aia negri cu negri, da, și albi. Și albi, și albi. Da. Depindea de cum era îmbrăcată. Da. Și pentru concerte avea rochii speciale și asta a fost meritul ei și al meu, pentru că întotdeauna am vrut să fiu în pas cu moda. Asta e foarte bine. Mi se pare un lucru deosebit, pentru că am rămas. Și ai rămas în pas cu moda. De fapt și preocuparea ta, de fapt ocupația ta, de acolo o să facem o altă emisiune, dar o să le spunem de spectatorilor. Doamna are un salon de cosmetică foarte interesant, foarte frumos în București. Nu-l ținem ascuns, stimați telespectatori și stimate telespectatoare, o să realizăm o emisiune specială, pentru că sunt foarte multe lucruri noi și foarte multe lucruri care vă interesează. O să ne vorbești un pic și despre asta. Dar... Deci ați venit de la Paris, ne întoarcem, vedeți, vorbim despre mai multe lucruri, pentru că într-o oră câte să spunem? Da, nu pot să spun. Multe de spus. Deci a venit mama de la Paris, ți-a adus rochii mini și, de fapt, toate purtam atunci și eu am purtat, dar tu aveai după și... După mine. După tine, da. Păi, spune o altă colegă mi-a spus, care ne-am întâlnit acum câțiva ani, care lucrează la bancă, așa, și mi-a spus, când a apărut Nana cu minijup, am început toate să ne scurtăm rochile. Știi, da, ca să nu fim mai prejos. Da. Și vi se părea frumoasă această modă? V-a plăcut? Adică a prins imediat la Paris. Să spun, am văzut tinele de la Paris și mi-au plăcut foarte mult
Și... Ați început să compătimiți pe tinele dânsa, săracele fetele noastre le obligă să... Da, nici nu... Nu, a... nu că le obligă, nu... Nu le obligă, nu pătrundea. Cum să pătrundă? Nici nu se arăta nimic ce se poartă în Occident sau nu știu ce, nici nu, nu se vorbea. Da, nu se arătam, da, mai... Dar ții minte, mai... Nana, că noi mergeam la concerte simfonice în uniformă, cu matricola aia, bă... Și nu numai noi, dar era, o mai țin minte pe Zaza Petri, da. Care era fiica unui ministru agricultură, nu știu ce, pe, ce da, era taică. Venea la doamna Popișteanu la pian, cu Anca Dahmut și cu altele. Și venea la concerte cu uniformă, cu matricolă, cu bentiță. Era cu... mai simplu. Era mai simplu, mă, eu știu, era bine, nu era bine, nu știu. Nu, erau vremurile și mergeați la concerte... La Ateneu, la Nuferilor. Totdeauna, și adică mi-amintesc și generația mea. Când mergeam la Ateneu, mergeam la repetiția generală, că intram gratis. Elevii sau da, studenții, da, gratis, nu știu ce... Da. Și câteodată ni se dădea voie la marile concerte când au avut tare, adică ni se dădea voie să intrăm, că stăteam la poartă ca niște căței, știi? Și ni se dădea voie și ne așezam așa pe jos, pe trepte, da, să da, nu da, facem da, da. Gălăgii. Și la, și la noi. Și la era festivalul în Est. Nu ții minte, ne rugam de aia la poartă să ne lase să intrăm, sigur da. Că da, intram acolo în grup. Dar tu ții minte când a venit Leopold Stokowski în România și ne-a dus cu școala la Ateneu, la repetiția generală, tot la un festival acum Enescu. Acum că mi-ai spus să-mi amintesc, da, am uitat. Uitați-te, nu, eu țin minte concertul ăla, parcă îl văd pe Stokowski bătrân, cum a dirijat repetiția pe scaun și... Da, dar eu nu știu dacă da, astăzi au venit copii, foarte mulți mari artiști care au cântat. Menuhin a venit, Oistrah da. A venit, dar cine n-a venit? Mehta și așa mai departe. Da. Și acum începe festivalul, știi, luna asta? Da, în da, septembrie. În septembrie începe asta. Am cam pierdut interesul, din păcate. Da, tu de fapt ai făcut pian la noi, la liceu, și cu cine ai făcut cu pian? Cu harpa făcea. Și harpa. Cu Margareta Ignătescu, da. Doamna Ignătescu, cum să nu știu, era severă. Da. Era severă, nu? Eu am avut relații bune cu ea. Dar a fost foarte drăguță. Era nepoata sau fiica lui Pruner. Marele... Da, chema Margareta Pruner. Pruner o chema. Căsătorită Ignătescu. Dar a fost o generație de profesori, de la doamna Popișteanu, care a dat. Da, era o profesor de mare... Doamna Cameniță, doamna... Da. Dar... Au fost foarte multe. De ce ai plecat de la liceu de artă? Adică de la muzică? Nu eram foarte bună. Nu erai foarte bună. Nu studiai, nu? Că aici este orice. Nu, studia, dar, cum să spun, nu avea pasiune. Asta a fost dorința mea. Ca să facă muzica. Pentru că studii, dacă ai și talent și pasiune... Sigur, aici nu. Sigur că da. Fără... Nu, vezi, aici e o meserie foarte ingrată. Nu e de talent. Da, dacă nu ai talent, nu poți ai să talent, muncești. Nu. Oricât ai muncit, tot se vede că nu e acel criticăr care îi trebuie neapărat unui... Sigur, sigur că da. Și mi-a și spus, mama zice, să fiu un membru într-o orchestră acolo și atâta tot, eu mai departe nu pot. Da. Nu, mai departe nu putea. Și ai mers la Satoveanu? Și ai făcut o secție de real acolo? Sau a, nu, real. Nu. Venând de la tu muzică minte, la real. Era... Tu ții minte pe profesorul nostru de matematică, pe Ciubuc, profesorul da, școlii, mine, care... Și mie mi-a mâncat, dar mie mi-a mâncat zilele ăla de fizică, domnul Doagă. Da. Vai, care m-a lăsat și corigentă la fizică, îți dai seama, la liceu de muzică. Dar se făcea școală. La noi se făcea foarte serios. Dar noi școală și arte. Muzica era, adică era baza, dar liceu era tot liceu. Nu discutau, adică, domnule, dacă ești la... Trebuia să înveți foarte mult, mai țin de profesoarea de zoologie, pe doamna de biologie, doamna Margot Rădulescu. Doamna, se captează sunetul pe... Vă rog să încercați să nu... Se captează și se aude o... Da. Așa. Pe Margot Rădulescu, care ne întreba în ultima zi din trimestru, ne întreba din prima lecție din trimestru și îți punea un 3 de nu te vedeai dacă nu știai. Da, adică da, erau, da. Erau chiar foarte, foarte sever cu da, noi. Da, asta mi-a ajutat pentru că am sigur, putut să trec la un liceu bun. Cu foarte multă ușurință. Da, da. Și acum am făcut și facultatea de litere. Doamna Pacea, în clasa 12-a, acest profesor Doagă m-a lăsat corijentă la fizică în ultimul trimestru.
fizică la liceu? La liceu de muzică. M-a lăsat corizentă la fizică. Dar eu zic că asta nu era rău. Acum toate astea cu note, cu corizele, le privesc ca pe niște chestii haioase. Atunci am suferit foarte tare. Acum mi se pare... Se suferea pentru că conta foarte mult. Era bacaloreatul după aceea. Nu conta nota de la bacaloreat atunci la examenul de admitere, cum contează acum. Dar îți încurca niște, nu mai puteai să înveți la alte obiecte ca să poți, sigur că da, dar mă rog, asta a fost să fie. Repet ceea ce am spus la început, probabil că tot ceea ce trebuie să ni se întâmplă, ni se întâmplă cu sau fără voia noastră. Și iar repet, mult am vrut să o văd pe Nana și uite că au trecut niște ani și până la urmă am văzut-o, dacă mi-am dorit și dacă Dumnezeu a vrut să fie așa. Spune-mi, Nana, tu cum te-ai simțit în calitate de fiica a unuia dintre cei mai mari artiști plastici din România? Și nu numai, să ne vorbești puțin și de activitatea de actor a tatălui tău. A fost un hobby. Da. Și cum să dar spun... Dar care i-a reușit, adică hobby pe care și l-a pus în... Ce i-a reușit? I-a reușit Mietu Ioanide, regizat de marele Dan Pița, care a avut flerul să-l distribuie în rolul potrivit. Pentru că nu poți să spui că tata... Nu era actor. Dar se pare că a făcut un rol foarte bun. Pentru că el își juca propriul rol. Adică lucrează exact viața lui. Da. Adică nu... După cum știi, a fost un mare artist, chiar dacă nu era pictor, mi se pare era arhitect. Dar era nu numai arhitect. Da, avea idei foarte mari, era foarte deschis, îi plăceau monumentele. Dan Pița a avut inspirația să-l... Pe lângă că fizic arăta super. Lăsându-l pur și simplu să joace rolul. Și l-a jucat foarte bine. Era așa, el. Da, adică nu l-a jucat, și-a trăit, era el, nu... Nu, țin minte că doar se chinuia să învețe replici, atâta tot. Ai participat și tu la... Nu. Învățatul replicilor, de exemplu? Nu, la treceam așa prin casă și îl auzeam. Dar își luase rolul în serios, nu? Adică chiar îi plăcea foarte mult. Dacă te apuci să faci ceva, o faci. S-a să-l facă, trebuia să-l ducă la bun sfârșit. Da. Spuneți-mi, doamna Pacea, dumneavoastră când eram noi copii, știu că locuiați pe lângă piața Amzei. Pe Mendeleev. Am fost odată la tine, Nadia. Nana. Nana, dragă, neapărat să mă pui în legătură cu Nadia când vine, vreau să o văd. Înseamnă că e un semn. E un semn, o să o văd și pe ea. Da. Era o casă foarte frumos aranjată, ține-o minte. Adică cam numai foarte multe lucruri din care sunt aici. Da, începuseră să fie colecționari. Foarte fine și vechi, da. Nu? Nu, de prin 57. Mă, așa, primele. De unde le-ați colecționat, doamna Pacea? Doamnă, atunci erau consignațiile oamenii, foștii mari boieri care își vindeau lucrurile ca să poată să trăiască și, prin diverse case care am fost, oameni care își vindeau lucrurile și mulți care își doreau să fie la oameni care într-adevăr să le aprecieze, așa cum noi le-am apreciat întotdeauna. Să știi că majoritatea colecționarilor o făceau din pasiune. Numai pasiune. Nu pentru investiție, nu făceam nicio investiție. Dar nu o făceam ca investiție. Nici și nu colecționam. Nu făceam. Sigur o făcea din pasiune. Acum... Ne-a plăcut lucrurile frumoase, ne-a plăcut un cadru frumos, am visat numai așa ceva și încetul cu încetul ne-am realizat. Acum vreo cât 2 ani, cred, sau 3, am făcut o emisiune cu Muzeul Cotroceni și doamna care a fost amabilă și a stat de vorbă cu mine ca să dea niște relații, mi-a spus la un moment de mobilă superbă, vă dați seama, așa, bine, și o parte dintre ele au fost pe la CAP-uri. Deci mobilă fină de la Cotroceni. Acolo? Nu știu ce făceau, băteau cu pumnul masă, de exemplu, știi, la CAP. Sau... Nu știu, dacă se poate, dacă luaseră vreo casă a unui boier,
Și o transformaseră în CAP. Nu, 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 mobilă de la Cotroceni, care ajunsese în, prin 50, luată de, direct de acolo. Nu și cred dat că era de la Cotroceni, cred că a ajuns la Cotroceni după aia. Nu avea cum. Au luat-o de la Cotroceni sau s-o de la... Nu. Nu se ducea, nu, nu. Au găsit în poate. Zona, nu știu poate. Cum erau boierii... Poate. Da, da, da. Care aveau moșii și aveau conacele lor. Asta atunci au făcut colectivizarea și au luat... Au luat conacul și conacul, și conacul l-au transformat în CAP. Știți ce se întâmplă? Se poate fi așa, dar eu am întrebat mobilele de aici, sunt originale? Da, sunt originale. Bine, și de unde le-ați luat? Păi au fost în anii 50, 48, eu știu, așa... Multe dintre ele au plecat spre... Nu l-au găsit pe la CAP. Nu știu, s-ar putea ca dumneavoastră să aveți dreptate. Nu, nu vreau. N-au plecat la CAP, poate au plecat la personalitățile care erau atunci. Și după aceea au revenit la Cotroceni. Ce personalitate? Ce personalitate? Nu personalitate. Nici nu erau personalitate. Nu erau. Ascultă, pe vremea aceea, cei care conduceau aveau mobilă sculptată. Sculptată. Aveau mobilă sculptată, dar comandă specială. Comandă specială care se făcea la un depozit unde se lăudau ei ca o acces. Aveau în casă mobilă... Nu, eu n-am văzut. Dar mă gândesc că no. Cum a ajuns la Cotroceni să spună că erau la CAP-uri. Da, acum treaba ei, o fi fost, poate n-am înțeles eu bine. Dar să știți că în zona în care locuiți, și știți bineînțeles, eu am spus că v-am spus că am locuit aici aproape la 3 străzi pe Mora și erau foarte mulți înainte de 89 care locuiau dintre așa. Și știți foarte bine că în anii 50 stăpânii acestor case au fost dați afară. Da. Și au fost aduși la dea gata, cum să spune, acele personalități despre care vorbeați dumneavoastră, da, care aveau care aveau venisele cu bocceluța, cine știe de ce sat, și s-au trezit într-o dată cu mobile nu sculptate, de data asta chiar mobile adevărate de calitate nu, mare. Nu, așa. Nu peste tot. Eu nu am fost în Padarsă și s-am fost la câteva. Bine, da. Probabil că s-au întâmplat. Ei, am fost la o petrecere, Nana, aici pe, nu știu cum îi spune, străzii, știu, pe Câmpia Turzii, la un, nu dau nume, nu-i frumos, la un fost ministru de nu știu pe vremurile acelea și, într-adevăr, îți spun niște mobile fine, vechi, splendide. Ei, până n-a avut acasă o cameră și cu mobilă de aia de care spui tu, modernă, pentru că ce mobilă veche, asta trebuie să aruncate. Mobile de aia modernă, făcute la Cooperativa Prestarea sau mai știu. Deci în toată vila aia superbă, o cameră mare și încă una era tot cu, și cu covoare de alea cumpărate din piață și puse pe... Asta este, dar acum am divagat discuția și poate nu trebuia să facem lucrul ăsta. Deși un pic de bârfă nu strică, nu? Un pic de bârfă nu strică? Nu este bârfă, este perioada care am trăit-o. Chiar cum ați trăit-o, doamna Pacea, împreună cu soțul și cu copiii dumneavoastră, pentru că, stimați, respectați o doamna Reșun, băiat tot la fel de frumos ca și Nana, chiar ați avut norocul că ați stat printre lucruri frumoase, dar și printre oameni frumoși. Ați avut parte și de doi copii splendizi, vedeți, Dumnezeu, da, v-a ajutat foarte mult. Frumoși și buni. Bun, și... Deosebiți, ca și nepoatele toate. Păi da, că Nana, hai, spune tu că eu ce să spun. Despre copiii tăi, are patru fete, stimați. Patru fete mari, frumoase, deștepte. Și se pare că ele continuă tradiția familiei, nu? Da. Toate au... Spune tu, lăsați-o pe ea să spună, doamna Pacea. Despre fetele ei spune. Nu pot. Te uiți la despre fetele mele. Au terminat ce facultate? Tot arte plastice. Tot. Atunci bunica să spună. Două spus, au da. Terminat plastice. Și două sunt studente. Două încă. Sunt gemene, da? Studente încă. Aveau 20 de ani. Aveau intrat acum în anul 2. Vai mulți înainte, 20 da, de ani. Da. Da. Nu-mi vine să cred, doamnă. Eu mă tot uit la Nana și nu-mi vine să cred că ea, acum e aici da. Cu mine. Da. Pentru că au trecut îngrozitor de repede. Și repet, nu uit rochia aia verde a ta, de diftină, dragă, de diftină era, dar o culoare splendidă și chiar, da. Am sfârșit.
Și cum dumneavoastră singurele lucrațiile, croiațiile? Nu, eu tricotam și eu alegeam cum și ce fel să fac. Modelele așteptam la dumneavoastră? Nu. Ne uitam amândouă. Nu, ne uitam la reviste, știi, ca să fim în ton cu moda. Da. Ce făceam eu era tricotajul. Îmi plăcea foarte mult, dacă aveam câteva ore, să fac așa ceva. I-am făcut o grămadă de lucruri tricotate foarte frumoase. Și erați mândră de ea, da? Când o vedeați ce fată frumoasă e și ce distinsă. Amândoi eram mândri. Soțul meu o adora și când ieșea cu ea, era mândria lui. Și chiar, da? Da. Simțeai lucrul ăsta, Nana? Oh, cum să nu? O perioadă care s-a văzut din plin. Cu mine ieșea la braț, la muzee, la... Da, adică o introducea în... În lumea bună. În lumea bună, da. O prezenta ca fiica lui și nu știu ce, și era foarte mândru. Și ai avut, hai că pun o întrebare, dar să suntem economie de piață, nu? Ai avut de profitat după această relație deosebită cu tatăl tău? Ți-a plăcut întrebarea? Ai avut de profitat, nu? Cum să vă spun? Din moment ce... Erai tratată într-un anumit fel, nu? Pentru că în momentul în care... Asta din cauza mea. Se impunea. Da, da, așa se impunea. Se impunea foarte mult și s-a impus tot timpul și se impune și astăzi. Păi, doamna Pacea, vă spun, am avut o groază de colegi la liceu Enescu, foarte mult știe și ea, eram și oameni. Câțiva mi-au rămas lipiți de suflet, cum se spune. Vezi, asta nu pentru că am fost... Nu, pentru că erai fata lui Ion, sigur că nu, pentru că era așa este. Deosebit de fină, deosebit de educată. Sunt foarte modestă. Nu, dar asta este adevărul, să știi. Asta este adevărul. Vreau să spun, v-am întrerupt, mi se pare, vreau să spuneți... Spuneți-mi, doamna Pacea, prima expoziție a soțului dumneavoastră, mai știți când a fost? A fost în 57, 3 luni după ce s-a născut fiul nostru. A fost prima expoziție făcută cu Henri Catargi, Togo, cum i se spunea, și cu Ion Mușceleanu. Așa. Și prima dată. Unde pentru că era la Universul, nu mai țin minte cum se numea starea, Cristea sau așa ceva, așa. Care era special pentru expoziții la parter. Era pe Luterană. Da, deci în centru plin al Bucureștiului. Da, și a fost prima, pentru că soțul meu, adică imediat după ce am absolvit, și-a găsit o fostă cărciumă, că erau părăsite, chiar aici, în piața Confederației, și într-o străduță, Puțul cu lui Zanfir se numește, și astăzi se numește așa, și era o fostă cărciumă. Și el a închiriat acolo și a început să lucreze. Și într-o zi ne-am pomenit cu pictorul Catargi, care a venit să-i spună: tinere, am auzit că aveți un atelier, vreți să mă primiți și pe mine în atelierul dumneavoastră? Pentru că el a fost dat afară, a fost boier, nu știu ce, și a fost dat afară din casă, n-avea unde lucra și a fost, pentru soțul meu, a fost pur și simplu o cinste ca să lucreze cu el. Eram începuturilor. Și pormălis a venit și Ion Mușceleanu. Și au lucrat exact din anii 50-51 și până în 57 împreună. Când s-au construit atelierele Pangrati, lor li s-a repartizat Ion Mușceleanu și lui Togo Catargi în special, un atelier. Și i-a spus: nu te lăsăm aici, vii cu noi în același atelier. Au fost vreo 2 ani foarte grei, pentru că nu era spațiul așa adecvat pentru soțul meu. După aceea a căpătat împreună cu un alt artist, asta, care au fost foarte buni amândoi, cu Ion Gheorghiu. Era o altă generație, cu 5 ani mai tânăr ca noi, și au căpătat chiar în clădirea unde Ion Gheorghiu
acolo a și rămas, a și murit. Și soțul meu, după aceea, după mai mulți ani de lucrat împreună, nefiind singură în atelier, a primit și el un atelier, tot în aceeași clădire, cu, după două, încă un atelier. Și de acolo, aici, acolo s-a și terminat totul. Și spuneți-mi, când a început să fie adevărata glorie a soțului dumneavoastră, doamna Bacea? O să spun imediat după anii 60, când a fost o mare expoziție la muzeul, palatul, fostul Palatul Regal, care e muzeul național, a fost o mare expoziție. Unde și a expus trei lucrări și a fost foarte apreciat și de atunci nici nu știu cum au decurs lucrurile. De la sine. De la absolut sine. De la sine. Nu fost nimic forțat, nimic căutat, nimic totul. Dar vreau să vă întreb totuși. Țin minte când eu locuiam pe Anai Bătescu și dumneavoastră pe Mendeleev, da? Da. Deci aproape de Piața Romană. Erați patru persoane sau mai multe? Șase. Șase persoane într-o casă nu mare. Frumoasă de altfel, casa știu, este foarte mare, da. Dar era cum era pe vremuri. Erau mai multe familii. Mai multe familii într-o casă. Câte familii erați într-o casă, doamna, aproximativ? Eram la parter, eram trei. Și sus trei. Dar o casă superbă. Știu că mergeam pe niște scări, așa, de nu? Marmură. Da, țin minte perfect. Era o fostă casă boierească foarte frumoasă, da. În care nouă ni s-a repartizat sufrageria și într-o cameră foarte mare. Și foarte mare. Nu, n-am împărțit nimic. Singurul lucru care am făcut, am supraetajat o porțiune în care le-am făcut lor, le-am pus paturile și le-am făcut lor dormitor. Că de desubt dormeau părinții mei, părinții dumneavoastră, da, care au trăit tot timpul împreună, de fapt, meritul părinților mei care i-a crescut și datorită lor, într-un fel, noi am fost liberi să putem lucra, n-aveam niciun fel de obligație, de gospodărie, de totul se ocupau ei. Și n-aveam grijă copiilor, care primeau și educație frumoasă. Foarte frumoasă educație, da, da. Spuneți-mi și toată dragostea, pentru că îi iubeau pur și simplu, și îi adorau. Și tu erai atașată de bunicii tăi? E normal. Ei m-au crescut. Ei te-au crescut. Da. În ce an au murit? Dar erau foarte buni și indulgenți. Nu niciodată nu se impuneau să spună. Să ne refuze. Nu. Vorbeați... În casă vorbeam italiana, eu cu tu părinții. Tu ai învățat italiana? Da. Sigur. Dar macedon, cum se cheamă? Nu. Nu vorbeați. Nu se vorbea în casă. Nu se vorbea în casă. Da. Vreau să vă... Deci aveați casa aceea care, repet, era frumoasă, așa, dar nu era totuși oarecum incomodă pentru atâtea persoane și nimeni nu s-a oferit să vă dea o casă după meritele? Pe vremea aceea nu. A fost, cum să spun, era chiar un privilegiu să avem așa o casă, să locuim într-o așa o casă. Adică mare, frumoasă, ca spațiu vorbesc, nu ca... Ce spui că nu existau case în Anapi, toată șoseaua, deci toată șoseaua Chiselev și era plină cu case frumoase din care au fost alungați stăpânii caselor și adus... Erau ambasade, erau miniștri, erau... Aici nu erau era ministru. Deci era... Și nici membru de partid n-a fost niciodată. N-a fost, da? Erau numai... Cei mari. Erau cei mari, mă rog. Pentru că mari, da. Celelalte case, iartă-mă, dar toate erau împărțite. Pentru că vreau, ăsta este adevărul, eu nu dau vina pe nimeni, pentru că oamenii aia ce vină aveau că li s-a repartizat casa respectivă. Dar ăsta a fost adevărul. Au fost dați afară oameni din casele lor, lăsați pe străzi și aduși. Pentru că s-a schimbat regimul. Bine, da, era firesc să se schimbe în felul ăsta.
Că și acum s-a schimbat regimul. Eu nu spun că toate sunt roz bombon, dar așa ceva nu s-a întâmplat totuși. De ce? Când vi s-a dat o casă după meritele soțului dumneavoastră? Nu ni s-a dat, nu niciodată. S-a dat niciodată. Nu, asta noi am cumpărat casa. Deci v-ați cumpărat, pentru că, repet, eu am fost printre, pe la, locuind aici și ne jucam copiii. Nu, nu ni s-a dat niciodată case nimica. Case imense în care locuiau 3 persoane în 20 de camere cu mobilă de o finețe și de o, în sfârșit, pe care ei nu le apreciau, dar asta este situația. Deci ați cumpărat această casă? Am cumpărat această în casă. 71. În 71. Și tu în 71 te-ai mutat deja aici, Nana, n-ai mai stat în Mendeleev? Nu. Dar nici nu stătuse, noi cumpărasem o garsonieră, că ea era deja măritată. Când te-ai măritat tu prima dată, Nana? În 70. Noi eram o generație foarte de îndrăgostiți, așa, știi, ne îndrăgosteam de adevăratele și chiar făceam pasiuni, nu? Nu prea credeu că era de adevăratele. N-a fost de adevăratele. Dar, a fost o toană, așa, o chestie de excentricitate. Ei, asta era, dragă, găsește explicația și... Pentru că pe vremea noastră fetele nu aveau relații intime și nu vreau să discut. Da, că... Nu exista așa ceva în liceu, era ca doar... fetele să aibă relații din un anumit fel și cu băieții. Să testeze. Da, nu exista. O relație. Nu exista. Nu exista. Domnule, te măritai și gata, asta era situația. Era un cup de fudră așa da, de moment și după aceea totul vedeai că se reduce printr-un divorț sau... S-a redus într-un divorț imediat. Da, da. Nu cât timp ai stat căsătorit? Nu chiar imediat, dar... 5 ani. Oleu, ce mult! Da, foarte. Eu n-am stat decât 6 luni. Eu prima dată n-am stat decât 6 luni. Asta a fost situația, știi? Am avut... Ai fost mai deșteaptă. Măi, am fost mai deșteaptă și Dumnezeu să este pe mama mea, a văzut că nu este un lucru de perspectivă și a ținut foarte mult să se dărâme această... casă care nu exista de fapt, știi? Și a fost sigur că nu știu, da, deci mama e, dacă se dărâma de la sine. Dacă ar, da, se dărâma târziu, știi, și îmi pierdeam un timp care era foarte prețios atunci, mai prețios poate chiar decât acum. Nu, era prea tinere. Era foarte tinere, da. Ea s-a căsătorit exact, m-am plinit 18 ani. Și jumătate. Da. Ai avut un copil din prima căsătorie? Da. Care e fata Ioana, prin care ați cunoscut-o? Da, sigur, o să o arătăm telespectatorii. Eu, din păcate, numai două am putut să filmăm astăzi, pe Ioana și pe Stancuța. Ați filmat-o și pe Stanca? Și pe Stanca a filmat-o, deci prima este Ioana, care a doua... Care este una din... Bă, e foarte drăguță. Ce zodie e Stanca? Geam. Sunt gemene. Amândouă, deci gemenele sunt gemene. Da. Gemene în gemene. Și Ioana? Pește. Ca mine, pește, da? Da. Da. Și tu? Leu. Leu, foarte bună zodie. Și dumneavoastră, doamna? Vărsător. Și maestru Pacea? Tot Leu. Leu. Oameni puternici, domnule. Cum te împaci cu Ioana, care e pește? Peștii sunt mai cu capul nor, așa și mai... Nu? Cu pe toți copiii se împac. Pe cât martie e născută Ioana? Nu, pe 24 februarie. Pe 24 februarie. E de-abia începutul. Deci are ceva și mai din, ceva din vărsător. Din vărsător, da. Are mult din vărsător. Dar spune-mi, Nana, cum te poți tu acomoda totuși? Deci ai divorțat după 5 ani și după câtă vreme te-ai recăsătorit? Imediat ai recăsătorit cu soțul cu care ești acum și cu care ai celelalte trei fete. Și cum te înțelegi tu cu 4 fete, Dumnezeule mare, nu? Bine. Foarte bine chiar. Foarte bine, suntem sigur. Prietene. Și ele toate au făcut facultate, adică unele au făcut și altele fac arte plastice. Și se pare că și-au deschis un atelier. Ia spune tu despre Ioana, ce e vorba, Ioana, că e foarte interesant. Ioana cea mai mare. Ioana cea mare. A început o mică afacere, prosperă, zic eu, pentru că într-un an de zile a mers foarte departe, cu mobilier pictat. Foarte interesant. Și pictat de ea? Sau de ea și da, și... Are niște angajați? Are, nu sunt angajați, sunt cu autori, să spunem. Cu autori. Doar că ea... Ea conduce totul. Ea conduce, ea a pus majoritatea banilor. Vreau să spun că nu vreau să dai mai multe relații, că nu am voie. În emisiunea asta este într-o altă emisiune, dar la Focșan, la noi, cum probabil că ai auzit, sunt oameni mulți care își fac vile, își fac case foarte frumoase. Uite, stimați telespectatori, Ioana, da. Deci, ea nu este un designer, pur și simplu.
Lucrează mai mult pe lemn, deci o cheamă case, așa să facă de la podea, la cercevele, la tot. E foarte interesant. Culoare, da. Cu mobilierul adecvat. Da. Și făcut de artiști. Da. Foarte interesant. Stimați telespectatori, ați auzit. Da, dar o să fac. Ne-am propus o emisiune acolo, la atelier. Da, interesantă. Cu toate fetele tale. Da, pentru că ele sunt ucenici acolo. Ele sunt ucenici. Deci cine e patroana? Ioana. Ioana care este patroana mare, și celelalte sunt angajatele ei. Ea a început. Nu. Eu glumesc acum. Nu, pentru că lucrează și pe ce lucrează și se vinde, câștigă fiecare din ele. Excelent. S-au adaptat ușor economiei de piață, nu? Și noului regim. Da. Capitalist aproape, e aproape capitalist, dar nu e de tot capitalist. O să fie în curând și eu asta sper. Da. Și tu, Nana, se pare că ți-ai luat inima în dinți, cum se spune, și ți-ai deschis o afacere proprie. Da, hai un pic, tot un pic vorbești despre afacerea ta. Un cabinet de... Spune-le doamnelor de la Focșani și din Vrancea. Facială și corporală, așa se numește, mai pe înțeles cosmetică, tot ce înțelege cosmetica, nu? Și medicală. Și am introdus o metodă nouă pentru noi, veche pentru eu am fost prima care am adus-o în România, da, cu machiajul permanent, buze, sprâncene, ochi. Este foarte interesant și cred că pe foarte multă lume de la noi interesează așa ceva, dar repet, asta într-o altă emisiune, nu da stradă, nu da număr, că nu am voie. Da, e foarte și interesant. Și bineînțeles aspectul cu totul, deci corp, tot. Și asta am făcut-o pentru că sunt pasionată și sunt foarte egoistă, mă gândesc la mine. Deci am făcut-o pentru mine. Și ai făcut-o pentru tine și te bucur din plin de serviciile. Da, bineînțeles. De fapt, eu se vede. Eu sunt oglindă permanentă. Da. Și îți duci și familia la tine la cabinet? Cine vrea. Deocamdată fetele n-au nevoie să meargă prea mult la cabinetul de cosmetică, dar se pare că de tinere trebuie să înceapă să aibă... Să știi că am multe cliente tinere. Foarte mult. Da? Cum noi nu ne interesam pe vremea noastră. Noi nu ne creionam ochii decât prin clasa 12. Începuse perioada. Începuse perioada. Dar nu te-am dat cu buzul în clasa 12. Nu era moda. Era moda. Cu ochii, asta da. Știu și eu că asta făceam. Da. Mergeam în cu ochii egipteni, cu puțin ridicație. Cu eyeliner. Da, puțin oricum. Adică la ochi era singurul machiaj pe care ne-l permiteam, dar nu exista ruși, farturi de obraz. Și asta nu în timpul școlii. La școală nu aveam. Asta ține de machiaj, ceea ce fac eu nu are nicio legătură cu machiajul. Deci, vorba de întreținere corporală și facială. Și facială, da, foarte interesant. Mi-aduc aminte, apropo de școală, că spuneați că nu, sigur că n-aveam voie. Tu mai ții minte pe profesoara de chimie, pe doamna Duță? Cum să Ei, profesoara asta m-a dat afară din clasă, la o oră, că nu aveam bentiță. Eram în clasa a doua. Și mi-a Florențiu, te rog să poftești afară să-ți pui cordeluța și după aia să intri. Și m-am dus, mi-am legat chestia aia la așa. Da, ridicol totuși, când stau să mă gândesc acum. Aveam 18 ani și ceva. Acum, atunci era o regulă. E, nu ne plăcea. Niciunei fete nu-i plăcea. Ne plăcea de mergeam cu cordeluța în geantă, știi? În servietă, că noi asta aveam. Ba nu, în clasa 11 mi-am cumpărat chiar și știu de unde, de pe bulevardul... De plastic, în nu? Primai, nu, mi-am cumpărat o traistă așa din lac negru, de care eram foarte mândră. Și nu mai mergeam cu ghiozdan, mergeam cu o chestie pe umără, așa. Asta se mai accepta, da. Era rigidă, doamnă, ți se părea rigidă atmosfera pentru noi, nu pentru dumneavoastră, la dumneavoastră chiar că a fost rigidă în liceu, știu că am făcut un liceu complet care n-a fost rigid, că eu am făcut liceu italian și la noi eram chiar foarte, cu totul altfel decât erau fetele în liceele de stat, adică în licee românești, care trebuia să ai parte uniforma până la pământ, cu ciorapi de bumbac, tot părul pus într-un filet. Așa umblați cu părul într-un filet? Eu nu, v-am spun, adică noi eram
pur și simplu ne uitam cum sunt actrițele la cinematograf și încercam să le imităm. Și le lăsau profesorii? Da, nu, n-au fost regizi. Pe noi regizi. Nu le lăsau. Nu. Eram obligați să purtăm uniforma școlară și cu matricula, dar restul, că purtam și ciorap de mătase sau nu știu ce. Și noi purtam ciorap de mătase. Ei, da, doamne, a fost altă generație. Da. Da. Și absolut alta. Și știu că în clasa 11-a mi-am permis de mi-am cumpărat de la magazinul Victoria o pereche de pantofi gri, parcă îi văd și acum, cu toc mosorel. Da. Și eram foarte mândră, aveam impresia că am pantofi cu toc, adică aveam, chiar aveam, dar toc mosorel numai. Și în clasa 12-a mi se pare că deja începuseră mai să ne mai cumpărăm și alte lucruri și se pare că era o deschidere atunci către... Era o deschidere. Da. Era o parte din... Ne scurtam uniforma. Erau directoarele noastre, dacă mai țin minte, pe doamna Nasta și doamna Lungu, care erau foarte severe și... Nu, mai țin minte? Ei, cum să? Sigur că da. Uite că au trecut niște ani, asta este viața. Uite, a trecut și ora de emisiune. Vasile, îmi face semn că mai avem 3 minute numai. Nu, 3 minute, Vasile? Spune-ne repede. Da? Vreau să încheiem tot cu... ceva despre maestru Ion Pacea, pentru că vreau ca numele-i să fie pomenit de cât mai multe ori și să intre în memoria generațiilor care or să vină, pentru că într-adevăr a fost un mare artist de care ne-am bucurat cu toții și o să ne bucurăm în continuare, pentru că mereu am spus, cartea de vizită adevărată a unei țări este, adică sunt valorile culturale, ale culturii unei țări. Absolut. Poftim? Astea rămân. A fost un soț comod, stimată doamnă Pacea? Da. Am dus-o că zice, e foarte frumoasă și foarte... își iubea la nebunie familia, copiii și nepoatele. N-a fost un soț comod pentru că era artist. Adică comod, în ce sens comod? Păi, când se spune un soț comod, înseamnă cel care îți calcă chiloții sau face sau se duce la piață. Sau niciodată nu l-a preocupat, toate l-am degrevat de tot ceea ce era. Deci a fost incomod. A fost incomod? Da. Pentru dumneavoastră care era cu Eu o făceam cu plăcere. Asta e altceva, dar nu... El era un artist și se comporta ca asta. Dar dumneavoastră ați mai renunțat la pasiunea dumneavoastră? Sau n-ați avut niciodată o pasiune pentru arta? Ba da, lucram... Din cauza lui, de exemplu, Nu, eram complet două genuri diferite. Nu, am lucrat în continuare, dar dacă era să se așeze amândoi pe același plan, i-a renunțat. Nu, dar nici n-am vrut așa ceva. N-ați vrut? Nu. Aveam complet alt domeniu, eu am făcut, de exemplu, am fost colegă cu el și am făcut tot pictura, dar până la urmă am urmat artele decorative, că mi-am dat seama egalul lui, n-am să fiu niciodată și am... V-ați dat seama din facultate că este un pictor de talent și de viitor? Cum să spun, nu din facultate, după facultate. După, când lucra foarte mult, persevera și în sfârșit. Și o soție trebuie neapărat să creadă pe soț. Vorbește mai tare. Geniu. Ce spui? O soție, dacă iubește un artist, îl crede geniu. Nu e cazul, dar eu vorbesc în general. Nu este cazul, dar întotdeauna i-am apreciat calitățile artistice și i-am spus că dacă nu lucrează, nu e preocupat numai de pictură, ci și de alte lucruri, nu va reuși așa cum a reușit. Trebuia să-i spuneți dumneavoastră lucrurile? Nu, dar nici nu i-am spus-o. Dar era arătat-o. A fost un lucru de la sine, a mers așa. Spune-mi, Ana, cu cine te-ai înțeles mai bine? Cu tata sau cu mama? Știi că cu amândoi la fel? Știi că se întreabă că pe cine iubești mai mult, pe mama sau, o întrebare stupidă, pe mama sau pe tata? Sigur că un copil își iubește ambii părinți, dar așa cum ai răspuns foarte bine, cu alte coordonate, da. Da, fiecare. Mama am comunicat mai mult, cu el mai puțin, cu toate că ne simțeam, ne înțelegeam, dar el era un necomunicativ, deci nu numai la adresa mea. El nu era o persoană care să-și... Să se dezvăluie... Să se
fac... Sentimentele sau trăirile. Nu era. Era mai interiorizat, mai... Ce zodie era? Tot leu. Tot leu, ai spus la început. Da, da. Deși lei sunt mai exuberanți, mai explozivi. Depinde. El exploda prin ceea ce pictură. Prin pictură și arăta... Și prin apariție. Era un bărbat, da, era un bărbat cu totul special, era frumos și se impunea și ca... Nu numai frumos, dar era... Dar interiorul lui era frumos. Da, se vedea, interiorul se vedea pe față, nu știu cum să vă spun. Era un om cu era care fiecare îl stima și îl aprecia. El niciodată n-a ridicat tonul, niciodată n-a avut dispute, nu dar cred. Dar mi-i plăcea să... De asta cred că nici nu comunica, nu-i plăcea să certe, nu? Și o comunicare presupune și o mică ceartă. Nu. De contradicție. O contradicție, nu, de ceva. Nu, nu-i plăcea. Nu-i plăcea. În pace. Aia era părerea ta. Chiar dacă nu-i plăcea anumite lucruri, asta îl privea nu pe... Nu comenta. Nu, absolut, nu comenta. Cum se face că n-aveți foarte multe tablouri? De fapt, foarte puține aveți tablouri, dar le în casă. N-a vrut niciodată să-și expună în casă, propria casă, lucrările lui. De și ce? Nici la... De ce? Pentru că nu îi plăcea așa ceva. Avea atelierul, cine vroia, și la atelier niciodată nu erau pe pereți lucrările lui. Erau puse pe șevalet, întoarse cu spatele și când venea cineva și vrea să vadă, îi se arăta. Era foarte modest? Ca... Da, că asta da. Nu, nu, era modest, anumită... era modest, nu făcea caz niciodată de nimic sau însă de artea lui. Și recunoștea meritele. Adică... Se impunea prin pictură. Nu prin altceva. L-ai moștenit ca fire, Nana? Da. Da, cred că tu. Cred că da, nu? Tu știi cel mai bine. Eu zic că da. În anumite privințe, în alte privințe m-ai moștenit pe mine. Adică care... eu sunt iute ca mama. Da, da. Tu ești mai... Deși eu aveam despre tine o impresie foarte... O imagine falsă, da? Greșită. Pe care o au toți la început despre mine. Da, eu am avut impresia că era așa mai... Nu, este aparența. Aparența. Și fratele tău și din unde mai este doamna acum? El locuiește la Paris, vine des, adică vine ca pictură. Tot pictură face, da. Și vinul era foarte frumos și foarte... Și este. Că eram noi îndrăgostite de el așa. Ei, era mult mai mic decât ei. Era mai mult mai mic. Era mult mai mic, dar ne plăcea că arăta foarte bine, știi? Da. După aceea... Noi ne uitam la ea mai bătrână. Niciodată nu se uită fetele la cineva mai tânăr. Era frumos, ba da, țin minte că eram odată cu Liana, despre care ți-am vorbit, adică despre care, pe care ai cunoscut-o foarte bine, și erai în fața, atunci am și urcat la tine, nu mai te ții, că sunt niște ani, și pa, sau cu Mira eram, nu mai, cu Liana sau cu Mira, și era Dinu, și știu că i-am spus, Mirei, Doamne, ce băiat frumos este. Ceva, știu că am pomenit și cuvântul îndrăgosteală, nu mai știu că m-aș îndrăgosti de nu, el. Nu, era prea ceva. Mic pentru era așa ceva. Era tare frumos, era tare frumos. Da, era tare frumos. Era bine. Vasile, iar mi-ai făcut semn. A trecut o oră deja? Cred că da. A trecut o oră. Îmi pare tare rău că trebuie să ne despărțim așa de repede, dar îmi pare foarte bine că ne-am revăzut. Îmi pare bine că ne-am revăzut astăzi, exact cu o zi înainte, de pomenirea de 4 ani a pictorului Ion Pacea. Să dea Dumnezeu să fie bine de aici încolo. Se spune Dumnezeu să odihnească, nu? Așa se spune. Da. Și să vă călăuzească în continuare de acolo de sus. Asta da. Unde este asta sigur, o și face. Printre o simțim. O simțiți. Da. Și vă doresc numai bine și aștept să facem celelalte emisiuni cu fetele și cu atelierul tău. Cu tot dragul. Aștept cu tot dragul. La revedere. La revedere. La revedere.